Salutare la toată lumea, Ștefan aici de la proiecte diverse DIY. Am mai găsit o jucărie pentru muzeu, muzeul meu personal, tot la groapa cu minuni. Și o să vedem ce conține Mister aici. O să-l desfacem un pic. E tot în rusă, singurul care știu să citesc de aici e Nimanie. Adică atenție, fraiere. Și ne spune și plaja de măsurare 0110 V, 01 1000 de miliamperi, 30 de volți, dar de ce e până la 20 de herți, 20.000 de herți, 1000 de volți, 60 de milivolți. Avem și pe față aici. Continuu, curent alternativ. Asta probabil e comunul 01, 03, 1, 3, 10, 30, 100, 300, 1000. Acum îmi dau seama care scală cu care scală. Ăștia sunt miliamperi de aici. Sau sunt și miliamperi și volți trecuți în aceeași. E cam ciudat. Aici jos avem RX. Deci aici trebuie să avem de măsurat rezistențe, chestii, trestii. Dar nu știu prea multe despre el. Hai să vedem ce are la interior. Un șurubelniță mică. Găsim și noi pe aici. Asta trebuie să fie reglajul la 0. Da. Ba, e super calibrat. Acum putem să-i luăm certificat de la metrologie. Sper că între șurubelniță mai mic aici. Nu trebuie. Oricum super interesantă scula. Și intră 5 baterii. De ce ne arată aici 5V? Pentru că 5 baterii nu sunt 5V. 1,5V. Ciudat. Sunt baterii normale. Și aici am căs sac maimuțe. Ia să vedem ce avem. Ei, păi nu scrii tu, numai scriitori am pe WhatsApp, pe Facebook. Nu, dar aici ar trebui să ies. Hai, lasă-mă în pace. Câte baterii are, mă, frate, ăsta? Și uite aici, pe el scrie 1,5V, minus plus, minus plus. Aici că nu mai scrie nimic și aici la fel. E economicos rău. Din păcate n-am atâtea baterii. Sau am, n-am. Era interesant dacă funcționează. Asta este. Oricum, chiar dacă funcționează, chiar dacă nu, este pentru muzeul meu personal de electrice electronice, așa că ne interesează. Am acaparat și câteva Mavo 35. Să vedem care cum. Îl testăm ca să și meargă. Cu Mavo am lucrat. Sau m-am distrat când am lucrat. Eu făceam prostioare cu amplificatoare de 100 de W cu 2N3055 pe final, cu BD-uri, cu cine știe, știe despre ce vorbesc. Sunt apuse de mult, numai că sunetul lor rămâne într-un fel. Da.
Cam asta cu jucăria. Dacă o să fac rost de ceva cabluri cu banane de 4 mm, o să-i facem un test. Eu sunt sigur că merge. N-a stat în ploaie, n-a avut probleme. Acum vom vedea. Da. Cam asta la filmulețul ăsta, că ne plictisim. V-am zis, acolo e mina de aur. V-am pupat, ne vedem la filmulețul următor.